Prima acțiune socială după urcarea pe scaunul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a înalpreasfințitului părinte Calinic s-a desfășurat la Mănăstirea Bogdănești din județul Suceava. Aceasta a fost organizată cu binecuvântarea părintelui Arhiepiscop Calinic la inițiativa Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, sprijinit de câțiva fii duhovnicești. De agapa frățească, oferită în Centrul de Ajutor și Reabilitare Creștină Bogdan I, au beneficiat 140 de persoane adăpostite aici. În Biserica Așezării Monahale s-a oficiat slujba parastasului pentru cei adormiți. Alături de preoții slujitori s-a rugat o parte din cei ce au contribuit alături de părintele stareț Nicodim la oferirea mesei. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat jertfa părintelui Gheorghe Loghinoaia, cel ce coordonează așezământul de la Bogdănești, și a menționat că va fi alături și cu alte ocazii de oamenii de aici. Rare ori întâlnim slujitori ai Sfântului Anțar, al lui Dumnezeu, solii lui Dumnezeu. Faptele care le face Sfinția voastră, și întâlnim foarte rar. Nu ușor vă este, bătrânii noștri care sunt niște comori pentru sufletele noastre, mai tot timpul, mai ultima vreme, mai să spun așa, mai clar, au fost și sunt umiliți. Sfinția voastră ați ridicat ceea ce n-au ridicat alții, cu puținul care l-a trimis Dumnezeu și cu mare dragoste am venit și voi veni și vă felicit din nou și Măicuța Domnului să vă răsplătească pentru ceea ce faceți pentru acești bătrâni, care poate mulți dintre ei sunt anima noi, părinte. Adivărat. Să vă ocrotească Maica Domnului, să vă dorească sănătate, că sunteți un exemplu viu pentru toți slujitorii Sfântului Altar. O spun din inimă. Și noi, cât o să mai putem, cu fiii duhovnicești ai Sfintei noastre mănăstiri, o să mai încercăm să pășim și să călcăm pragul Sfintei mănăstirii acestea. Părintele Gheorghe Loghinoaia a remarcat că așezământul monastic de la Bogdănești s-a axat pe ajutorarea semenilor nevoiași. De la bun început s-a axat pe această activitate, s-a axat pe această problemă a ajutorării unor oameni săraci, cu adevărat săraci. Aici la noi milostenia se face în mod organizat. Deci nu la voi întâmplării, nu pe stradă, nu în piață, nu prin trenuri, așa mai departe. Biserica noastră, biserica, mănăstirea aceasta, deci a vrut, prin voința mea și ale Dumnezeu, ca să ajutăm. Și ajutăm din ceea ce oamenii ne ajută. Cu ceea ce vin aici, oamenii, dăm și noi la alții. În felul acesta, la ora aceasta avem vreo 140-150 neputincioși, între care vreo 68 sunt la pat. Dar mulțumim lui Dumnezeu că nu răbdăm nici de foame, nici de sete, ci în limita posibilităților și a bunului simț, primim ajutoare și singurul nostru ajutor de bază este ușa Sfântului Altar. Aici primim și de aici împărțim. Eu mulțumesc Părintelui Stareț din adâncul sufletului că ne-a căutat și ne-a găsit și ne-a ajutat. Mulțumim și credincioșilor care vin zi de zi. Câteodată nu trece o zi sau o săptămână, să zic așa, mai rar, să nu vie cineva. Și de aici ajutăm și noi pe alții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Mănăstirea Bogdănești datează din jurul anului 1363, când voievodul Bogdan I, întemeietorul împreună cu Maria, doamna sa, a construit aici un locaj de închinăciune. Este situată la 15 km sud de Fălticeni, la marginea comunei Bogdănești, străveche vatră de Răzești. Clădirile de pe actualul amplasament al așezământului au început să se ridice din anul 1994.